Episcopia Sălajului vrea să doneze primăriei terenul prevăzut ca o secțiune stradală în vecinătatea sediului episcopal pentru ca municipalitatea să-l asfalteze. Terenul respectiv se află în stânga impunătoarei clădiri a episcopiei de pe strada Tipografilor. Cheltuielile pentru realizarea contractului de donație vor trebui suportate de primărie. Donarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre care a fost aprobat azi. Avizul comisiilor, comisia juridică, comisia economică, urbanistică, desfavorabil, discuția de asta. Avem supun spre aprobare proiectul, cine este pentru, împotrivă, abține. Episcopia Sălajului a făcut un referat privind acceptarea unor donații fără sarcini de către Consiliul Local al municipiului Zalău. Din referat, reiese că Episcopia Sălajului deține o parcelă de teren în suprafață de 764 metri pătrați. Pentru că în zona respectivă se prevede realizarea unui drum public, drum a cărui realizare presupune afectarea unei părți din terenul episcopiei, se cere acceptarea donării acestui teren în domeniul public al municipiului Zalău, cu precizarea ca terenul donat să fie utilizat ca și drum public pentru realizarea străzii episcopiei și cheltuielile contractuale să fie suportate de beneficiar, în speță primăria. Valoarea totală a terenului este în valoarea de 8.447 de lei.